Excluși din cursa electorală, decizia CEC cu privire la unul dintre partidele afiliate lui Ilan Șor. Încă 6 posturi de televiziune își vor suspenda activitatea. Acuzații grave din partea Serviciului de Informații și Securitate. Evreii persecutați în Dagestan. Aeroportul din Mahachkala a fost luat cu asalt de o mulțime înfuriată. Încă 6 posturi de televiziune din Republica Moldova își vor suspenda activitatea. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale la inițiativa Serviciului de Informații și Securitate. Directorul SIS, Alexandru Musteaț, a anunțat în cadrul unui briefing că instituția pe care o conduce deține informații operative, dar și probe că Federația Rusă influențează alegerile locale din 5 noiembrie, inclusiv prin intermediul mass media. Acest lucru se întâmplă prin câteva metode ce implică finanțarea ilegală a campaniilor electorale, cumpărarea de voturi și coruperea candidaților, dar și prin campanii de dezinformare bine puse la punct prin intermediul anumitor posturi TV, site-uri și rețele de socializare. Potrivit lui Musteață, posturile de televiziune Orizont TV, Publica TV, ITV, Prime, Canal 2 și Canal 3 promovează narrative manipulatoare în favoarea Federației Ruse. Mai mult, posturile respective difuzează conținutul celor 6 canale rămase fără licență în decembrie 2022 și ar fi finanțate de cel puțin de jumătate de an din surse tenebre. Evident că există un semn de egalitate între gruparea criminală Plahotniuc și gruparea criminală Șor în spațiul mediatic național. Acțiunile acestora sunt în tandem cu întregul arsenal hibrid al Federației Ruse îndreptat împotriva Republicii Moldova, iar prin dispoziția acestei de azi, statul protejează spațiul nostru informațional. La scurt timp, Comisia pentru Situații Excepționale a dat curs solicitării depuse de șeful SIS. Astfel, posturile Orizont TV, ITV, Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3 au rămas temporar fără licență de emisie. Avem dovezi că aceste posturi urmăresc un interes din afara Republicii Moldova în scop destabilizator. Noi nu vom permite acest lucru și vom acționa de fiecare dată prompt și hotărât în interesul cetățenilor, a scris premierul pe rețelele de socializare. De asemenea, SIS a anunțat că vor fi blocate 31 de portaluri web, 21 dintre care ar fi gestionate direct de către Federația Rusă. Amintim că de la izbucnirea războiului pornit de Rusia în Ucraina, au fost blocate mai multe portaluri mass media care promovau politica Kremlinului. De asemenea, posturile Primul în Moldova, TV6, Orhei TV, Accent TV, NTV Moldova și RTR Moldova au rămas fără licență de emisie până la anularea stării de urgență. Autoritățile și-au argumentat decizia prin faptul că posturile TV au relatat tendențios și manipulativ evenimentele din țară și războiul din Ucraina. Posturile de televiziune Orizont TV și ITV, afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, condamnă dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale prin care au rămas fără licență de emisie. Declarații asemănătoare au publicat și conducătorii canalelor Publica TV și Prime TV, afiliate fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Redacțiile acuză guvernarea de atac fără precedent asupra mass-mediei din Republica Moldova. Pe de altă parte, președinta țării Maia Sandu susține că măsurile au fost necesare pentru protejarea democrației. Toate acuzațiile aduse posturilor TV sunt niște falsuri grosolane, fără nicio probă sau justificare legală. Posturile TV activează strict în conformitate cu prevederile codului serviciilor media audiovizuale și standardelor internaționale în domeniu. Au criticat decizia și câteva organizații de media. Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Electronice și Centrul Acces Info au solicitat ca autoritățile să facă publice motivele care au stat la baza deciziei CSE. ONG-urile semnatare recunosc necesitatea de a implementa măsuri urgente pentru a asigura securitatea informațională a statului, însă subliniază că măsurile cu caracter restrictiv trebuie să fie fundamentate prin argumente convingătoare, probe certe și implementate într-o măsură în care să asigure excluderea dubiilor privind legalitatea și proporționalitatea ingerințelor. Maia Sandu a comentat situația în cadrul unei conferințe de presă. Președinta țării susține că decizia de suspendare a licențelor celor 6 canale TV este răspunsul autorităților la încercările Federației Ruse de a interveni în alegerile locale din Republica Moldova. Pot să presupun că face parte din răspunsul autorităților Republicii Moldova de a proteja statul și de a proteja democrația, în special în această campanie electorală, de încercările de interferință din partea Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova.
Pe de altă parte, fostul președinte Igor Dodon a criticat dur decizia și a acuzat autoritățile că menajează doar presa fidelă guvernării. Nu poți înăbuși ura poporului punând capac peste el. Vă este frică, Maia Sandu și PAS. Vă este frică și asta e bine. Câtă frică, atâta cenzură, dar nu va dura mult. A scris liderul socialist pe rețelele de socializare. Candidații partidului Șansă la șefia primăriilor din Bălți și Orhei, Victoria Șapa și Alexei Lungu, ar putea fi excluși din cursa electorală. Comisia Electorală Centrală solicită consiliilor electorale de circumscripție anularea înregistrării până în data de 1 noiembrie. Motivul retragerii din cursă este finanțarea ilegală a campaniei electorale. La moment, Comisia Electorală Centrală a primit informații despre specii sau situații similare în câteva zeci de localități în Republica Moldova. În cadrul ședinței de astăzi noi am reușit să procesăm doar partea generală ca să explicăm, ca să înțeleagă toți care este poziția Comisiei Electorale Centrale la acest subiect, dar noi vom examina în continuare fiecare caz, fiecare speță în Amintim că SIS a sesizat pe 27 octombrie autoritatea electorală. Potrivit Serviciului de Securitate, candidației Șansă, formațiunea politică afiliată și susținută public în alegerile din 5 noiembrie de fugarul Ilan Șor ar fi avut intenția de a influența procesul electoral apelând la pârghii de corupere și finanțare ilegală dirijată de grupul criminal Șor prin intermediul așa numitor proiecte de infrastructură și proiecte sociale finanțate din exterior de către cetățeanul Federației Ruse și Israelului Galșved, de pe conturile băncii comerciale Eurosean Bank din Kazahstan. Anterior, Alexei Lungu, liderul partidului Șansă, a declarat că membrii Comisiei Electorale Centrale ar fi supuși unor presiuni fără precedent din partea guvernării. În replică, Partidul Acțiune și Solidaritate a catalogat declarațiile lui Lungu drept aberații. Vă rog să vorbiți în limba română, conform regulamentului acestei emisiuni. Нашим приоритетом является защита прав граждан, в том числе русскоязычных. Diana Caraman, candidata Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de primar al municipiului Chișinău, a fost alungată de la dezbateri electorale organizate de Postul Național de Radio pe motiv că a refuzat să se conformeze regulamentului și să vorbească doar în limba română. Situația s-a repetat și la Postul Național de Televiziune. Vă închidem din nou microfonul. Doamna Caraman. Acum o să întrerupem emisia. În replică, Caraman a acuzat conducerea companiei Teleradio Moldova că îi încalcă drepturile garantate de Constituție. Уважаемые граждане, вот я сейчас нахожусь в студии Moldova 1. Я обращаюсь к всем международным миссиям и хочу сказать, что мне не дают исполнить свое право как избирательного конкурента только на основании того, что я говорю на русском языке. Я считаю, что это дискриминация, это нарушение закона. Как депутат парламента не могу подчиняться незаконным приказам. Caraman a părăsit studioul, iar dezbaterile au continuat doar cu trei concurenți electorali. Lilian Carp de la PAS, Anatol Usatăi, reprezentant al PDCM și Vadim Brânzaniuc de la PSD. Ulterior, directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a comentat incidentul pe pagina sa de Facebook. Diana Caraman, candidata comuniștilor la primăria Chișinău, a insistat astăzi la dezbaterile electorale de la Radio Moldova să vorbească în limba rusă. Deși regulamentul nostru prevede clar că dezbaterile electorale de la Teleradio Moldova se țin în limba română. În consecință, doamnei candidatei s-a închis microfonul și s-a recomandat să părăsească studioul. Mi se pare important ca un candidat care pretinde să conducă un oraș locuit preponderent de români moldoveni să poată să se exprime în limba acestora. Amintim că pe 5 noiembrie în Republica Moldova se vor desfășura alegeri locale generale. Pentru funcția de primar al Chișinăului s-au înscris 27 de pretendenți. Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a fost întâmpinat astăzi cu onoruri militare la Chișinău. Liderul de la Lisabona efectuează o vizită de două zile la invitația șefei statului Maia Sandu. Cei doi lideri de stat au discutat despre acordul de parteneriat economic și cel de cooperare în domeniul educației, științei și tehnologiei, culturii, sportului, tineretului și mass media, care a fost semnat anul acesta, dar și despre aderarea Republicii Moldova la UE și modul în care țările noastre și-ar putea continua cooperarea. Astăzi am continuat discuțiile
despre angajamentul Republicii Moldova de a avansa ferm pe calea europeană. Domnule președinte, apreciez foarte mult sprijinul dumneavoastră puternic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Noi avem așa o zicală că ne dorim foarte, foarte mult să avem o decizie între sfârșitul anului curent și începutul anului viitor, care să spună că noi vrem Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene. Eu sper foarte mult, până împlini eu 82-83 de ani, să o văd pe Republica Moldova deja, să fiu și eu în viață și să văd Republica Moldova membra Uniunii Europene. Marcelo Rebelo de Sousa s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Igor Grosu și cu premierul Dorin Recean. Ulterior, liderul de la Lisabona a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Președintele Rebelo de Sousa va avea discuții cu studenții de la Facultatea de Drept și cu cei de la Relații Internaționale ai Universității de Stat din Moldova. De asemenea, Sandu și omologul său portughez vor participa la un forum organizat de Agenția de Investiții. În cadrul acestuia vor fi prezentate oportunități de investiții în Moldova și va fi semnat memorandumul de înțelegere între agențiile de investiții din cele două țări. Aceasta nu este prima întâlnire dintre cei doi șefi de stat. La începutul lunii octombrie, Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Portugalia. Sousa a dat asigurări că țara sa susține aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Dragomir Popovici, șoferul care a provocat în luna iulie un accident soldat cu decesul Doinei Prodan, o femeie de 29 de ani, mama a doi copii, nu a venit la ședința planificată pentru ziua de luni 30 octombrie. Nici avocatul acestuia nu s-a prezentat. Motivul invocat este că ora s-a suprapus cu cea a examinării contestării măsurii de arest preventiv. Judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucani a amânat ședința pentru data de 7 noiembrie. La moment, instanța de judecată dispunea amânarea ședinței pentru 7 noiembrie, ora 12:40. Ședința se declară conclusă. La întrebarea reporterului Newsmaker dacă se încearcă tergiversarea cazului, avocatul părții vătămate a răspuns că este prematur pentru concluzii. Este prematur să afirmăm dacă este tergiversare sau nu este tergiversare. Ceea ce putem spune este că deja sunt stabilite câteva ședințe și o să vedem care va fi poziția procesuală a inculpatului. Poziția familiei Prodan este clară, deci o să insistăm ca să fie aplicată pedeapsa maximă prevăzută de lege, chiar dacă o să solicite în procedură simplificată 364, prima recunoașterea vinii. Și în cazul în care nu se prezintă? În cazul în care nu se prezintă, sunt instanța o să decide de comun, cu respectarea drepturilor ce o să fie, ce o să urmeze, dar persoana este în arest. Sunt măsuri prevăzute de lege în cazul în care refuz să se prezinte. Potrivit procurorilor, imediat după producerea accidentului cu implicarea a patru mașini, învinuitul nici măcar nu a încercat să vadă în ce stare sunt victimele, ci a fugit într-o direcție necunoscută. El a fost reținut de oamenii legii abia 12 zile mai târziu, iar ulterior plasat în arest. Bărbatul riscă o pedeapsă maximă de până la 9 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Dragomir Popovici a fost vizat anterior și în alte dosare penale, inclusiv pentru că a urcat la volan în stare de ebrietate. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit campion mondial la categoria de sub 23 de ani. Sportivul originar din Republica Moldova l-a învins în finala de la Tirana pe azerul Kasai Hasanli. Guțu a obținut victoria la categoria de 77 de kilograme. La 63 de kilograme, Vitalie Ioromenko l-a învins pe indianul Praveș și a cucerit medalia de bronz. Republica Moldova a mai obținut o medalie de aur în cadrul campionatului de la Tirana datorită luptătoarei Irina Rângaci. În total, sportivii moldoveni au dobândit 6 medalii la campionatul mondial.
20 de persoane au fost rănite în urma violențelor care s-au produs duminică noapte la aeroportul din Mahachkala, Dagestan. Sute de oameni furioși au pătruns în interior și au ajuns pe pista de aterizare în căutarea avionului care a aterizat de la Tel Aviv. Pilotul a chemat pasagerii să urce de urgență înapoi la bord. Între timp, forțele speciale de intervenție au reținut circa 60 de persoane. Președintele Dagestanului a acuzat forțele externe de organizarea dezordinilor. Liderul spiritual al Dagestanului s-a adresat către populație și a făcut apel la pace. Уважаемые дагестанцы, уважаемые братья, то, что касается сегодняшней акции, это, конечно, вы искренне говорю, вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Liderul Dagestanului, Sergei Melikov, a declarat că tulburările ar fi fost organizate cu ajutorul canalelor de Telegram pro-ucrainene. Acesta însă nu a prezentat niciun fel de probe. Мы чем помогли палестинцам? Мы чем вчера помогли палестинцам? Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Kremlinul a reacționat a doua zi. Purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale de la Moscova a declarat că Vladimir Putin monitorizează situația. Putin, вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан. Известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. Dezordinele în masă din Mahachkala vor fi investigate de Comitetul de Anchetă al Rusiei. Menționăm că, potrivit canalului de Telegram Baza, poliția din Dagestan a fost preîntâmpinată în legătură cu îndemnurile privind expulzarea evreilor din Republică, însă forțele de ordine nu au întreprins niciun fel de măsuri.